18 milioane de alegători sunt ținuți cu sufletul la gură. Printre prezidențiabili se află un agent sub acoperire. Duminică de la ora 21 desenează împreună cu Rareș Bogdan și invitații săi harta intereselor care îi aruncă în luptă pe candidații sub acoperire și pe cei fără dosar. Iar de la ora 22, alături de specialiști în educație și cercetare, descoperă cauzele catastrofei din educație. Duminică, într-o ediție specială Jocuri de Putere, alături de Rareș Bogdan și invitații săi. Luăm altitudine pentru a vedea mai bine lucrurile cu adevărat importante. Facem înconjurul lumii în două ore, timp în care vă arătăm știri la înălțimea așteptărilor și comentarii ale unor invitați pe măsură. Lifetime News, ora 12 de luni până vineri, cu Amedeo Ene. Perfectul într-o lume imperfectă. De luni până joi, de la ora 21 la Perfect Imperfect, cu Ema Zeicescu. Rămâi conectat pe realitatea.net pentru cele mai noi știri. Ia-ți informații complete despre emisiunile Realitatea TV și comentarii obiective de pe Vox Publica și Pandora's. Intră pe martor ocular și materialul trimis de tine poate deveni o știre. Conectează-te la realitatea.mobi de pe tabletă sau mobil și rămâi cu noi pe Facebook și Twitter, realitatea.net. Astăzi al investigatorilor vom aborda un fenomen căruia i-au căzut victimă în ultimul deceniu peste 1200 de români. Vom intra într-o lume în care dorința câștigului rapid i-a dus pe mulți români în închisoare, iar pe unii la capătul funiei. În opinia mea, chestiunea aceasta legată de pedeapsa capitală reflectă respectul pe care societatea respectivă o are vis-a-vis de ființa umană. Indiferent ce a săvârșit un om, un cetățean, acesta în continuare rămâne o ființă umană și trebuie tratat ca atare. Eu nu spun că nu trebuie pedepsit, însă pedepsa trebuie să aibă un unic scop, anume reeducarea acestuia pentru a-l putea reda societății în mod curat. Dacă ar fi încarcerați în penitenciarele românești, ar fi poate acceptabil, dar ei sunt închiși în închisorile din Statele Unite, din America de Sud sau din Extremul Orient, închisori care, credeți-mă, nu au regim de pensiuni de fete. Vom vorbi despre cărăușii de droguri dintre Europa și sud-estul Asiei, mai precis Malaysia. Cetățeni români îndrumați de către anumiți traficanți care îi recrutau și le explica: dacă ai traficat droguri în exterior, nu vei fi tras la răspundere pentru că tu ești cetățean român și nu vei fi prins, și în condițiile acestea statul român nu are cum să fie cel care te trage la răspundere. Malaezia este o țară cu un venit ridicat pe cap de locuitor, fiind unul dintre tigrii asiatici datorită ritmului său rapid de dezvoltare economică. În 25 de ani, Malaezia a trecut de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul de țară dezvoltată economic. Malaezia este formată din două regiuni, una aflată în peninsula Malacca, cealaltă în partea de nord a insulei Borneo. Cele două regiuni sunt separate de Marea Chinei de Sud și se află la o distanță de 650 de kilometri una de cealaltă. Libertatea religioasă
religioasă este garantată prin Constituție, însă, în practică, există numeroase restricții. Islamul este religia dominantă, reprezentând 62% din populație, creștinii numără aproape 10% din populație. Malaezia este în top 10 cele mai vizitate state din lume, fiind pe locul 9 cu aproape 25 de milioane de turiști. Un român în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la moarte de justiția din Malaezia pentru trafic de droguri. La un control în bagaje, polițiștii au găsit aproape 1,5 kg de droguri. Pentru trafic cu stupefiante de mare risc există o singură sancțiune, pedeapsa capitală. Ionuț Gologan era un tânăr lipsit de șansă, cum sunt mulți români proveniți din familii dezvinate. Tatălui său i-a plăcut mai mult băutura, iar mama l-a părăsit de copil. De creșterea lui Ionuț s-a ocupat o bunică. Lipsit de autoritatea parentală, tânărul de 21 de ani din comuna prahoveană Telega a pornit din adolescență pe drumul aventurii. A lucrat câțiva ani ca șofer în Germania și probabil acolo a fost racolat de traficanții de droguri. Nimeni nu știe dacă a fost prins la primul transport sau a reușit să facă mai multe transporturi. Persoanele care sunt implicați în traficul de droguri, prima motivație sunt banii, respectiv câștigurile, mirajul câștigurilor rapide și substanțiale. Mai sunt anumite persoane care datorită condiției sociale sau unor caracteristici de comportament acceptă să intre în rețelele de trafic de droguri, care de obicei au o arie largă de acoperire, respectiv pe teritoriul mai multor state sau chiar continente. În iunie 2013, Ionuț Gologan este capturat pe aeroportul din Kuala Lumpur cu 1,5 kg de metamfetamină. Malaezia are o politică extrem de dură în privința combaterii traficului și consumului de droguri. Conform legislației malaeziene, pedeapsa cu moartea se aplică automat persoanelor implicate, indiferent de naționalitate și de cantitatea transportată. Posesorii de droguri sau de stimulente amfetaminice pentru consumul propriu se sancționează atât cu închisoarea pe termen lung, cât și cu pedepse corporale. Un tribunal din Kuala Lumpur îl găsește vinovat în octombrie 2013 pe Ionuț Gologan pentru trafic de droguri și îl condamnă la moarte prin spânzurare. Modalitățile de a trafica stupefiantele sunt nenumărate și țin până la urmă de imaginația cărăușului. Drogul, praf sau pastile, este disimulat în compartimente speciale, în bagaj, în cărți, în statuete, în sticle sau unde nu vă puteți imagina. Majoritatea cărăușilor își lipesc pe corp cu scoci, pungi cu stupefiante, cantitatea putând ajunge și la 2 kg pe transport. Sub acoperirea unor mărfuri legale, fie clindisimulează chiar în mărfuri respective, au fost și cazuri în care am depistat droguri, efectiv în plicuri de cacao, plicuri de cafea și alte categorii de alimente. Cea mai periculoasă metodă este ingurgitarea unor capsule speciale umplute cu drog. Acum câțiva ani, un român a fost arestat pe aeroportul Ataturk din Istanbul după ce forțele de securitate au descoperit la controlul cu raze X că acesta avea ascuns în stomac 1 kg de cocaină pe care intenționa să-l introducă în Turcia. În 2012, un român de 25 de ani și-a pierdut viața în Ecuador, după ce o doză de cocaină pe care o transporta în stomac i-a explodat. El a murit de supradoză în stomac, găsindu-se peste 50 de pachetele cu cocaină. Îi pregăteau de la plecare, pregăteau exact modelul capsulelor respective, bucăți de morcov sau de castraveți, înghițeau și calculau, tu ești capabil să aduci 1 kg sau tu ești capabil să aduci 2 kg. Stabilea și prețul în același timp. Unul dintre pericole este acela la care se expun cei care înghit drogurile, pentru că acele capsule sunt făcute artizanal și distrugerea de către lichidul gastric a oricărei capsule din stomac duce la o moarte instantanee. La 20 de grame, 10 grame de cocaină nu rezistă nimeni. Ionuț Gologan nu a fost singurul român condamnat anul trecut de tribunalul din Kuala Lumpur. Ștefan Coroi, un fost mecanic, a fost depistat pe aeroportul malaizian în aprilie 2012 și găsit vinovat de posesie de droguri, dar, spre deosebire de Gologan, el a primit o pedeapsă mai ușoară. În cazul lui Coroi, în paranteză fiind spus,
Ce se întâmplă? Aș putea spune că el chiar a avut noroc, deși au fost apărați de către același avocat. A avut noroc pentru că argumentul pe care l-a speculat avocatul a fost acela că el a uitat, Coroi, valiza cu respectivele stupefiante în aeroport și s-a întors să o ia. Da? Și argumentul avocatului a fost în sensul în care, dom'le, dacă acesta chiar era un traficant și și-a uitat valiza în aeroport, nu se expunea riscului de a reveni să își ia acea valiză. Așadar, această faptă a lui a fost un indiciu al nevinovăției, cum că el nu cunoștea că în respectiva valiză îi fusese introdusă cantitatea respectivă de droguri. Inițial, bărbatul a fost acuzat de trafic, infracțiune care se pedepsește cu moartea în Malaysia. În final, el a fost găsit vinovat de posesie de 2,5 kg de metamfetamină. Pedepsirea românului nu s-a oprit aici. El a fost condamnat și la 10 lovituri cu nuiaua de bambus, o pedeapsă pe care Amnesty International o consideră o formă de tortură. Pedeapsa este practicată încă în multe țări din Extremul Orient. Metamfetaminele, drogurile găsite asupra celor doi români la Kuala Lumpur, se produc în Olanda, în Turcia sau în Iran. Prețul unui kilogram pe piața europeană este de 10.000 de euro. În statele din Extremul Orient, kilogramul poate ajunge și la 100.000 de euro, prețul calculându-se în funcție de distanța parcursă. Prețurile diferă între 1.000 și 2.000 de euro pentru un transport din America de Sud către Europa. De regulă, aceste droguri nu ajung în România. Cele care sunt aduse din America de Sud sunt destinații pe zona de vest a Europei. Rețelele europene și-au făcut deja un obicei în a racola români. Ei sunt mai ieftini, cer în jur de 2.000 de euro per transport, iar statutul de cetățeni europeni le permite să călătorească aproape oriunde în lume. Un lucru uită însă românii dispuși să câștige bani facil și cu orice risc. În unele state asiatice, pedeapsa pentru traficul de droguri este cea capitală. Rețelele transnaționale de traficanți de droguri, foarte bine organizate, în special în rețelele nigeriene, care se ocupă cu recrutarea cărușilor de droguri la nivel mondial, sunt foarte bine pregătite și adeseori persoane cu puține cunoștințe cad în plasa lor, cauzele pot fi atât sociale cât și economice. Tendința mondială este de renunțare la pedeapsa cu moartea. Anul trecut, Letonia a devenit a 97-a țară care a scos pedeapsa capitală din sistemul juridic, dar există și țări în care condamnarea la moarte încă își păstrează poziția sau chiar înregistrează creșteri. Există în prezent 58 de țări ale lumii în care se mai aplică această sentință. Potrivit unui raport al Amnesty International, în 2013 s-au înregistrat 778 de execuții în 22 de țări. State se consideră că interesul general ar fi acela de a preveni săvârșirea de infracțiuni. Cum? Prin instituirea unor sancțiuni severe, cum ar fi pedeapsa capitală. Însă dacă veți privi într-o statistică judiciară, veți observa că nici pe departe nu se poate sesiza o scădere sau o rată a criminalității mai scăzută pe teritoriul respectivelor state. Așa încât pedeapsa capitală, din punct de vedere al politicii penale, dacă aș putea spune așa, în sensul de a preveni săvârșirea de infracțiuni, este, în opinia mea, ineficientă și, când spun aceasta, mă raportez la anumite statistici în privința ratei criminalității. China ocupă primul loc, având mai mulți condamnați la moarte decât toate celelalte țări la un loc. Urmează Iran, Irak și Arabia Saudită. Pe locul al cincilea în lume se plasează Statele Unite ale Americii cu 43 de execuții. Traficul de droguri și cărăușia se pedepsesc cu moartea în 32 de țări, cu precădere țări din Orientul Apropiat și Extremul Orient, dar și Cuba, China, India, Statele Unite și Zimbabwe. Traficanții sunt condamnați la pedeapsa capitală. Cele două condamnări din Kuala Lumpur au scos la iveală un fapt ignorat atât de media cât și de opinia publică. Numărul românilor aflați în pușcăriile lumii pentru trafic de droguri. Cifra este alarmantă și nu arată decât amploarea fenomenului cauzat în mare parte de lipsa de opțiuni economice din România. Într-adevăr, există cetățeni români arestați în exterior. Funcție de țara respectivă, pedepsele sunt diferite. În unele țări, China sau în alte țări, Malaysia, și sunt pedepsele chiar și cu închisoarea pe viață sau cu pedeapsa capitală.
Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la autoritățile străine, în anul 2013 s-a înregistrat un număr de aproximativ 1200 de cetățeni români aflați în stare de arest preventiv sau care execută pedepse private de libertate în baza unor sentințe de condamnare rămase definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni legate de trafic de droguri, arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 17 din Constituția României afirmă un drept, dar în egală măsură, spune eu, chiar și o obligație a statului de a asigura protecție cetățenilor aflați în străinătate. Când spunem protecție, nu ne referim neapărat la o protecție fizică, pentru că este imposibil a fi asigurată aceasta, ci mai curând ne referim sau avem în vedere o protecție juridică a persoanelor de cetățenie română care se află în străinătate și sunt implicate într-o afacere judiciară. Autoritățile române nu oferă prea multe informații despre românii prinși cu droguri asupra lor pentru a nu face prea multă publicitate unor cazuri din țări cu legislație dură, unde procesele durează mult, iar o mediatizare prea mare nu ajută. În schimb, știrile cu cărăușii români în presa străină sunt destul de dese. Constatând numărul mare de români implicați, voluntari sau involuntari, în traficul de droguri, Ministerul de Externe a lansat în ianuarie anul acesta o campanie de informare cu privire la riscurile la care se expun cărăușii și deținătorii de droguri peste hotare. Vinovații de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă inclusiv pedeapsa cu moartea, Ministerul de Externe făcând referire directă la cele două cazuri din Malaezia. Malaezia are o politică extrem de dură în privința combaterii traficului și consumului de droguri. Conform legislației locale, pedeapsa cu moartea se aplică automat, indiferent de naționalitate și de cantitatea transportată persoanelor implicate în traficul de droguri. Posesorii de droguri sau de stimulente amfetaminice pentru consum propriu se sancționează atât cu închisoarea pe termen lung, cât și cu pedepse corporale. În mod normal, această avertizare trebuie să se producă înainte ca orice persoană să intre pe teritoriul statului respectiv. Știți, există o regulă de drept, cum că, și chiar aș spune universal aplicabilă, cum că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Dar această regulă, totuși, nu-și mai găsește aplicarea în condițiile actuale, pentru că este imposibil să-ți cunoști legile din propriul stat. Dă-mi să cunoști legile de pe teritoriul unui alt stat. Haideți să vedem cum arată profilul unui român obișnuit, dispus să-și riște libertatea sau chiar viața pentru 1.002 de euro. De obicei, cad în plasa traficanților cei care nu realizează gravitatea faptelor lor, precum și cei slab informați. Specialiștii antidrog care au studiat asemenea cazuri realizează un portret obiectiv al cărăușilor români. În ierarhia traficanților de droguri, cărăușii ocupă poziția inferioară. De obicei, ei sunt cei care sunt capturați și închiși. Traficanții obișnuiesc din când în când să dea pe mâna autorităților proprii cărăuși. În acest fel, polițiștii au activitate, iar traficanții trec drogurile prin alți cărăuși. O altă metodă este ca, după câteva transporturi, pentru a evita plățile către cărăuși, traficanții îi dau pe mâna autorităților. Este unul dintre pericolele de la care am spus că se expun acești cărăuși. Rețelele nu au niciun scrup să-i trimită oriunde în această lume, câteodată îi trimit în țări de genul acesta, de genul Malaezii, unde pedeapsa pentru traficul de droguri este moartea, pentru a scăpa de ei și a nu mai fi plătit, sau pentru că acești cărăuși nu mai sunt utili rețelei. Merg până acolo încât organizatorii sunt cei care trimit pontul autorităților în scopul de ca acești cărăuși să fie prinși și eliminați din rețea. Traficul și vânzarea de droguri sunt domenii cu câștiguri imediate și înzecite. Cei care au de câștigat sunt șefii rețelelor, de cele mai multe ori invizibili, iar cei care pică în plasa autorităților sunt de regulă cărăușii. În acest sens, 1.000 de euro oferită pentru un transport de droguri reprezintă pentru unii dintre noi o sumă astronomică, așa că nu este de mirare că mulți își asumă riscul. Traficanții de regulă caută indivizi care cunosc o limbă străină, în general limba statului unde se deplasează, sau pe unde se vor deplasa indivizii, cu un nivel peste mediu de inteligență și indivizi care nu sunt prea bine informați.
Banii care sunt rulați pe piața neagră la nivel mondial se cifrează la aproximativ 650 de miliarde de dolari, potrivit analizelor unei instituții financiare. Mai mult de jumătate din această sumă, 320 de miliarde de dolari, provine din vânzarea drogurilor, spun experții. Banii proveniți din rulajul stupefiantelor sunt folosiți de grupurile mafiote internaționale. Potrivit analiștilor, fermierii din America de Sud care cultivă coca, arbustul din frunzele căruia se obține cocaina, primesc nu mai mult de 2% din banii obținuți din vânzarea finală a acestui drog în Statele Unite. Restul banilor ajung la rețelele criminale internaționale, principalul finanțator al corupției din întreaga lume. Să nu vă închipuiți că românii încarcerați pe Mapamund beneficiază de condițiile de 5 stele ale închisorilor din Olanda sau Suedia. Țările în care pedepsele sunt extrem de dure pentru traficul de droguri nu se axează pe reabilitare sau reeducare, ci pe pedepsirea exemplară a faptei. De cele mai multe ori, cei închiși folosesc perioada de detenție pentru a-și face ucenicia, pentru a învăța cum să se ferească de brațul legii. În ultimii 10 ani, acest trafic s-a accentuat, 2001-2002, din ce în ce mai mult, și libertatea de a circula a persoanelor. Am avut spețe de genul acesta. De regulă erau implicați cetățeni străini, fie că erau români cu persoane din America de Sud, care livrau către Europa drogurile. Nici condițiile în care sunt încarcerați cei doi români în Malaezia nu pot fi numite optime. Avocații care i-au vizitat la închisoare au povestit că aceștia dorm pe rogojin, iar hrana este de nedigerat pentru un european. Este vorba despre o presiune psihică care se face asupra lui. Este obligat să doarmă pe ciment, pe o saltea, nici nu știu dacă are acea saltea. Și chiar un lucru pe care familia ni-l sesiza, alimentația care este dat este una specifică malaiziei, extrem de picantă, de iute, care, sigur, pentru un european poate ridica o serie întreagă de probleme, dacă ne gândim și la contextul în care el se află. În închisorile din extremul Orient, mizeria este maximă, lipsesc apa curentă și toaletele din celule. Revolte, acte de anarhie și conflicte între gardieni și condamnați au loc săptămânal. În fiecare zi au loc violuri, bătăi, mutilări și înjunghieri, închisorile fiind sinonime cu violența fără limite și cu bunul plac al gardienilor și al bandelor. Imaginea colectivă adusă de orice închisoare este în mod normal una menită să inspire groază și repulsie. Pe lângă aceste aspecte, folclorul urban abundă în grozăviile care au loc zilnic în celule și dușuri comune. În aceste condiții ar trebui să-și petreacă Ionuț Gologan tot restul vieții, asta dacă va fi grațiat de sultanul Malaeziei. Precedentele însă nu sunt încurajatoare. Nici un condamnat la moarte nu a fost grațiat, pedepsele fiind puse în aplicare. Cu toate acestea, autoritățile din țară, ambasada română de la Kuala Lumpur și avocații continuă demersurile pentru salvarea vieții lui Ionuț. Noi ne-am adresat atât autorității consulare din Malaezia a României, cât și direcției consulare din România și am atras atenția asupra acestui pericol, cum că nu s-a declarat calea de atac și am cerut ca prin grija dumnealor dânsi, sunt sigur cei mai în măsură să asigure apărarea, să se declare imediat apelul împotriva sentinței. La o reuniune ministerială Asia-Europa din noiembrie 2013, ministrul afacerilor externe Titus Corlățean a discutat cu omologul său malaezian posibilitatea comutării pedepsei lui Ionuț Gologan, menționând că pentru România și Uniunea Europeană, pedepsa capitală este inacceptabilă. Totodată, pe site-ul Ministerului de Externe a fost postată o avertizare de călătorie cu privire la pericolele care rezidă din posesia sau traficul de droguri în zona extremului Orient. În această lună, potrivit avocatului său, Ionuț Gologan poate introduce apelul, iar dacă pierde, mai are o șansă la instanța federală și, în final, doar grațierea venită de la sultanul Malaeziei îi poate salva viața. Avocatul lui Ionuț este convins însă că, în apel, Ionuț va primi cel mult 8 ani de detenție. Statul român, prin direcția consulară, prin consulatul respectiv, are obligația fermă de a interveni în protecția juridică a persoanei respective. Să nu se înțeleagă că trebuie să-i obțină neapărat o soluție favorabilă.
Trebuie însă să se obțină o soluție legală și cu respectarea setului întreg de drepturi și libertăți pe care statul pe teritoriul căruia s-a săvârșit fapta le recunoaște. În accepțiunea acestor rețele de traficanți, cărăușii sunt simple, pot să spun, ambalaje ale drogurilor prin care ele călătoresc în lumea întreagă. Nu îi interesează nici viața, nici securitatea, nici măcar condiția socială sau protecția acestor cărăuși. Interesul lor este să își atingă obiectivele, îi pot folosi și ca momeală pentru autorități, să zic, în așa fel încât să creeze panică într-un anumit punct pentru a putea trece alte cantități sau alți cărăuși pe lângă cel deja prins. În închisorile din întreaga lume sunt încarcerați 1200 de români, printre care și Ionuț Gologan, care așteaptă în Malaezia răspunsul la apelul făcut împotriva pedepsei capitale. Din dorința de a face bani ușor și repede, ei au acceptat să devină cărăuși de droguri, ignorând faptul că legile în alte părți ale lumii nu sunt la fel de flexibile ca cele din Europa și că astfel riscă fie închisoarea pe viață sau, mai rău, pedeapsa cu moartea. Dacă le-am tot auzit, are grijă să adauge câte un mic detaliu aici colo. Astfel vrea să se asigure că fiecare masă e specială. Hai să mâncăm împreună! Cunoști un tânăr talentat? Află cum poate primi o bursă pe provident.ro/bursele start.